Zice Domnului, mulțumim Domnului pentru ocazia din această seară. Aș vrea să ne ridicăm și să-L lăudăm pe El prin cântare. Aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca Tine în primejdia mea pe acest pământ. De atâtea ori când grea ispită vine, s-o biruiesc prin Sfântul Tău cuvânt. Vrea, Iisuse, cum să fiu ca Tine în pribegia mea pe acest pământ. De atâtea ori când grea ispită vine, s-o biruiesc prin Sfântul Tău cuvânt. Aș vrea, Iisuse, scumpa Ta comoară, de mângăieri pe veci să-mi dăruiești. Aș vrea în mine tot ce vechi să moară, ca Tu să faci din mine ce dorești. Și-aș vrea, Iisuse, scumpa Ta viață să s-o oglindească ururi în a mea și să dispară negura și ceața ce-mi piedică să văd mărirea Ta. Aș vrea, Iisuse, scumpa Ta comoară, de mângăieri pe veți să-mi dăruiești. Aș vrea în mine tot ce vechi să moară, ca Tu să faci din mine ce dorești. Și câte n-aș mai vreau, scump Iisuse, în primejdia mea pe acest pământ, dorințele ce îmi rămân nespuse le împlinește Sfântul Tău cuvânt. Aș vrea, Iisuse, scumpa Ta comoară, de mângăieri pe veci să-mi dăruiești. Aș vrea în mine tot ce vechi să moară, ca Tu să faci din mine ce dorești. Aș vrea, Iisuse, scumpa Ta comoară, de mângăieri pe veci să-mi dăruiești. Aș vrea în mine tot ce-i vechi să moară, ca Tu să faci din mine ce dorești. Amin. Înaintea Ta venim, Dumnezeul nostru, și Te slăvim pentru că avem har, avem trecere înaintea Ta. Mulțumim, și nu prin meretele noastre, ci prin dragostea Domnului Iisus. Te slăvim, Doamne, pentru că ne-ai dat și posibilitatea, dar ne-ai dat și dorința ca să venim în casa aceasta, în casa Ta, Doamne, în locul acesta unde se cheamă numele Tău. Mulțumim. Doamne, revarsă-ți binecuvântarea aceea. Te rugăm, Doamne Iisus. Te rugăm, Doamne, ca Tu să întărești pe toți aceia care se ridică numele Tău, Doamne. Sfințește-ne, Doamne, pe toți și fă-ne ascultători de Tine și de cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, că ai fost și vei fi cu noi. De aceea nădăjduim în bunătatea Ta și Te slăvim, Doamne, din toată inima. Amin. Amin. Haideți să citim câteva versete din prima carte a Bibliei, Geneza, capitolul 6, pagina în Biblie 6. Geneza, capitolul 6,
Începând cu versetul 1. Cuvântul Domnului spune așa: când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care le-au ales. Atunci Domnul a zis: Duhul meu nu va rămâne pururi în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Uriașii erau pe pământ în vremea aceea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii, aceștia erau viteji care au fost în vechime oameni cu nume. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis: am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt numele care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Amin. Amin. Vă rog să luați locul și să mai cântăm spre slava Domnului. Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Tu ești olarul, iar eu lutul. Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Tu ești olarul, iar eu lutul. Fă-mă ca să fiu pe placul Tău, acum când stau la cuvântul Tău. Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Cearcă-mi inima și sufletul, mai alb ca neaua, spală-mă acum, când înaintea mă supun. Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Rănit, obosit, ajută-mă. Toată puterea e la Tine. Atinge-mă și voi fi bine. Toată puterea e la Tine. Atinge-mă și voi fi uitam când am venit cu mașina și foarte multe mașini se duceau la aeroport. Facem alegeri în fiecare zi.
Și cred că la ora aceasta puțini sunt care au alergat la casa Domnului. Și niciun lucru pe care îl facem pentru Domnul nu va rămâne fără răsplată. Amin. Și Domnul să vă răsplătească tuturor. Mi-am adus aminte de un cuvânt foarte mult folosit în România, cel puțin. Zice, unde se duc toți, mă duc și eu. Unde s-au dus ai mei, mă duc și eu. Tare mult greșim când ne luăm după cei mulți sau după cei care de fapt nu sunt al lui Dumnezeu. Dacă ne uităm, atunci când poporul Domnului a plecat din Egipt în Canaan, Moise a trimis să-i scodească țara, să-i scodească Canaanul. Și din toți care au fost trimiși, doar doi au fost care s-au întors și și-au pus nădejdea în Dumnezeu și astfel au încercat să încurajeze poporul. Dar totdeauna răutatea parcă câștigă mai mult. Cei care sunt în lume și cei care fac ce nu trebuie să facă, parcă li se deschid porțile mai mult, parcă oamenii ascultă mai mult. Și rezultatul? Au trebuit să alerge 40 de ani în pustie. Și când ne uităm în urmă și zicem, da, dar și Caleb și Iosua a fost tot 40 de ani în pustie. Au trecut și ei tot prin pustie, dar au fost ținuți de Dumnezeu ca să poată să ajungă și în Canaan. Trecem câteodată ca și lumea, prin greutăți, prin probleme și zicem, unde se duc, ne ducem și noi. Nu! Dumnezeu a hotărât altceva pentru noi. Dumnezeu a hotărât ca să despartă pe cei buni de cei răi. Și mi-am adus aminte acum de Sodoma și Gomora. Nu, au fost mulți acolo. Au fost mulți acolo, dar au trecut de partea cealaltă, de partea păcatului. Și Dumnezeu n-a mai putut să suporte. Și am zis, am să-i distrug. Dar acolo era un om. Și nu știu cât de pocăit a fost. Ni se spune că Lot a fost acolo. Dar așa cum păcatul se ține de neam în neam, tot așa și binecuvântările Domnului se țin. Și undeva pe munte era Avram și se ruga Domnului pentru Lot. Suntem ținuți câteodată în mâna lui Dumnezeu, poate nu pentru ce am făcut noi, dar pentru că am avut părinți sau am avut din familie care n-au uitat să strige la Dumnezeu pentru noi. Și îngerii Domnului au venit să-l scoată pe Lot. Și m-am gândit atunci ce mare lucru este ascultarea. Îngerii au spus, ia-ți fetele, ia-ți ginerii și ieși afară. Va fi prăpăd aici, ieși afară, du-te, salvează-te. Și îngerii n-au vrut să asculte. Ginerii n-au vrut să asculte. Și mai zicem noi, poate Lot nu a fost așa cum trebuie în vorbirea lor, dar n-au ascultat. Era cuvânt din partea lui Dumnezeu prin îngeri pentru ei, pentru salvare.
și n-au ascultat. Și de multe ori ne uităm la oameni că sunt mai slabi, că sunt mai neputincioși, că parcă n-au nume mare. Și cum să iei de la ei? Da, cum să iei de la ei dacă ne uităm bine și cu atenție? E cuvântul lui Dumnezeu transmis chiar printr-un vas mai slab. Că dacă suntem setoși, nu ne uităm atâta dacă paharul e de cristal sau e de plastic din ăsta așa de aruncat. Nu, ne sete și căutăm să bem. Dumnezeu vrea să ne dea cuvântul lui. Aici în textul pe care l-am citit este vorba de poporul care s-a depărtat de Dumnezeu și Dumnezeu hotărâse. Am să-i nimicesc. Dar, așa cum am zis, Dumnezeu nu ia la grămadă, ci pe fiecare în parte îl binecuvintează și îi dă răsplata după ceea ce face. Spune aici în versetul 8, din textul pe care l-am citit și n-am să lungesc foarte mult, dar vreau doar așa câteva gânduri, zice... În versetul 8 zice, dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Mare lucru e să aibă Domnul milă de tine. Parcă și binecuvântările și toate îs bune, îs extraordinare, ne bucurăm de ele, dar Domnul să aibă milă, să te țină, să nu te lasă nicio clipă, e extraordinar. Oare... De ce a avut milă Domnul? Zice, dar Noe a căpătat milă. Dacă citim puțin în versetul următor, partea a doua, zice, Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Eu nu, am fost de multe ori toți la plimbări și la ăsta și câteodată ne-am dus cu cineva și să vizităm ceva sau ăsta și parcă ne-a obosit. Parcă ăsta și când am venit așa, parcă numai să ne culcăm că am fost așa praf. Dar umbla cu Dumnezeu înseamnă înviorare, înseamnă binecuvântare, înseamnă ieșire din situație, nu pentru ceea ce ai făcut, nu în puterea ta, dar Domnul, zice, a avut milă. Domnul are milă și de noi. Dacă într-adevăr stăm în ascultare față de El, dar să și căutăm în fiecare zi să umblăm cu El. În continuare, în același capitol, în versetul 22, spune: așa a și făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Domnul. Ne-a dat Dumnezeu cartea aceasta. Câteodată ăsta parcă nu se potrivește cu ce s-a spus, parcă nu... Binecuvântată a fost cartea asta pentru noi. Prin cartea asta mulți și mii de oameni s-au întors la Dumnezeu. Și cartea aceasta are în ea porunci, are direcții, are revelații din partea lui Dumnezeu, are tot ce ne trebuie pentru viața asta, dar mai mult, are tot ce ne trebuie ca să fim cu Domnul în slavă cândva. Că pentru unii va fi mai aproape, pentru alții mai departe, că vine Domnul și ne ia pe toți împreună. E treaba Domnului asta. Dar avem tot ce ne trebuie și dacă urmărim și vedem ceea ce ne spune Domnul și împlinim voia Lui, vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Pentru că uitați cum ne-am uitat la istoriile astea, va veni o vreme când cuvântul Domnului ne spune că
va veni o despărțire. Zice, cei care sunt la moară vor fi despărțiți. Ăsta și în pat, zice, unul va fi așa. Doamne, ai milă de noi și nu ne lăsa în situația asta. Am vrea să fim cu toți împreună cu tine. Însă, pentru cei care nu se încrede în Domnul, cei care nu vor să se încreadă în Domnul, cei care chiar îngerii Domnului, dacă vin și caută să-i silească, nu vor, treaba Domnului ce face cu ei, noi nu putem să hotărâm pentru nimeni, dar putem hotărâ pentru noi. Și în același timp ne putem adresa lui Dumnezeu să aibă milă de cei care sunt din cei dragi ai noștri, din familii, că vorba aceea din popor, că mașa e mai aproape ca haina. Și parcă totdeauna ne lipim de cei din familiile noastre și am vrea cumva Dumnezeu să intervină în mod special și Doamne, fă lucrul acesta și să bucuria noastră să crească. E adevărat că va fi o dată, o zi când ne vom bucura pentru orice vom vedea acolo, pentru că suntem cu Domnul și nici nu mai putem să facem altceva decât să ne bucurăm. Parcă suntem așa în firea aceasta și am vrea și cerem de la Domnul cu îndurare și persistență, Doamne, îndură-te de cei care sunt ai noștri. Am vrea să ne bucurăm și aici împreună cu ei, ca să simțim legătura aceea și să credem într-adevăr și credem din toată inima că dacă ei se vor întoarce, Doamne, ai milă de ei. Vom fi cu ei și în slavă și ce minunat va fi acolo. Nu știu dacă ne vom mai cunoaște, dar ne-a lăsat Dumnezeu în inimă dorința aceasta pentru cei dragi în timpurile acestea și dorința aceasta ca să îi avem împreună cu noi. Că de aceea, nu? Părinții își iubesc copiii, copiii își iubesc părinții și toți împreună parcă stau uniți așa și ar vrea să fie a Domnului și așa să fie, ai Domnului să fim cu toții. Mi-am făcut aici și o listă, nici n-am început-o, dar nu-i nimica. Aș vrea să ne rămână gândul acesta. Să căutăm să facem ce Domnul ne-a spus să facem. Să căutăm să împlinim și să facem tot ce ne poruncise Domnul. Și atunci Domnul, și să repet aici în capitolul 7, versetul 5, Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul și Domnul să ne ajute ca să facem tot, ca într-adevăr bucuria noastră să fie deplină în El, cu El și odată în părtășie împreună cu El în ceruri. Haideți să ne ridicăm și împreună cu copiii și apoi cu tinerii și după aia toți ceilalți care vor să ne adresăm Domnului și să-i cerem ca să ne întărească, să ne dea lumină. Amin. Și am venit în casa Domnului ca să îl ascultăm pe Domnul, să vedem ceva nou, ce mai poate să ne spună Domnul. Și poate că în seara aceasta Domnul ne va spune ceva ce ne trebuie pentru viața noastră, pentru sufletul nostru. Amin. E important să fii pregătit să primești ceva. De aceea ar trebui să cerem de la Domnul ca El să ne lumineze mintea. Sunt multe lucruri care nu le pricepem în lume, dar El să ne lumineze ca să pricepem ce vrea El pentru noi și pentru viața noastră. Ce vrea El să facem ca să stăm aproape de El. Și Domnul să ne întărească și să ne dea lumină. Amin. Și să-L întărească și pe Cel care va vesti cuvântul Domnului. Amin. Să-i dea cuvânt așa ca să
nu neapărat să ne facă să ne bucurăm de ce ni se spune, ci să facă să ne zidească Domnul în cuvântul Lui, ca să ajungem ce trebuie să fim. Slăvit să-i fie numele. Amin. Haideți să ne închinăm înaintea Domnului. Glorie ție, Doamne, îți mulțumim. Da, Doamne. Amin. Da, Doamne, ajută-ne. Amin. Amin. Da, Doamne. În inima lor, rog ca să ajuți biserica noastră, ca să vină mai mulți oameni. Amin. Ca să creștem în credință. Ajută-ne, te rugăm. Amin. Rog ca să ne ajuți ca să iubim pe unul altul. Amin. Să mă ajuți pe mine să fiu un copil bun. Și ajută-ne, Doamne, te rugăm. În numele Domnului Iisus, v-am rugat. Amin. Amin. Glorie ție, îți mulțumim, Doamne. Te rugăm, Doamne, ai milă. Amin. Da, Doamne, te slăvim pentru. Amin. Amin. Te rugăm, Doamne. Amin. Amin. Da, Doamne. Da. Mulțumim, Doamne. Glorie ție. Amin. Da, Doamne. Amin. Da, Doamne. Da, Doamne, te rugăm. Amin. Te rugăm. Amin. Te rugăm, Doamne. Amin. Amin. Glorie ție, Doamne, îți mulțumim. Amin. Amin. Da. Te rugăm. Te rog să ne ajuți să facem ce bine. Amin. Te rog să ne ajuți să ascultăm de tine. Da, Doamne. Te rog să ne ajuți să ascultăm de părinții noștri. Amin. Am Iisus, m-am dat amin. Amin. Te slăbim, Părinte Ceresc, că în momentul acesta suntem în casă. Mulțumim. Și nu în altă parte. Și când alții sunt în spitale sau în locuri, în ale întunericului, da. Amin. Aici unde este prezent cuvântul tău cel sfânt și minunat. Singurul care ne întărește, ne sprijinește, ne dă direcție, ne ajută, ne mângâie, ne ocrotește. Doamne, Tu ești bucuria sufletului nostru. Amin. De aceea zilele sunt frumoase atunci când umblăm cu Tine. Da. Ajută-ne să umblăm în fiecare amin. Zi cu Tine. Dar știi că și
Da. În fiecare clipă de zi și noapte, fii ocrotitorul nostru. Trimite îngerii tăi să tăbărască în jurul nostru, ca să nu ni se întâmple niciun rău. Iar dacă în dragostea ta și în mila ta, în toată știința ta, știi că anumite lucruri ne sunt trebuincioase și trebuie să suferim. Ajută-ne să trecem prin suferință uitându-ne la tine. Amin. Comparându-ne cu dragostea ta, cu jertfa ta, și atunci toate lucrurile vor păli. Doamne, da. Dumnezeule, îți mulțumesc că te-ai sacrificat în locul meu. Glorie ție. Îți mulțumesc pentru părinții și bunicii care i-am avut. Amin. Că de la ei, Doamne, am auzit Evanghelia și prin auzirea aceasta am căpătat și eu mântuirea. Îți mulțumesc pentru frații aceștia care se adună împreună cu noi. Da, aici. Da. Îți mulțumesc pentru fratele Vasile. La amin. Te rog să-l binecuvinte. Te rugăm. Și să-l ajut să umble cu tine până la capătul vieții. Amin. Îți mulțumesc pentru fratele Eduard și da, Valentina și te rugăm. Casa lor, pe amin. Care te rog zi și zi de zi să-i binecuvinte și da. Să-i învățești de cel rău. Îți mulțumesc pentru cus, crimei, osul și tablă. Te rog să-i ții în mâna ta, Doamne, pe ei și să le asculți rugăciunile de cămăruță și fie smilă. Ajută și rugăciunea mea pentru copiii mei. Amin. Pentru cei din familia părinților mei. Amin. Și a tu, Doamne, o zi binecuvântată. Amin. În care să-i văd pe toți mântuiți la poartă. Amin. Dă și în seara aceasta har peste cuvântul tău care pe parte pe da, continuare. Te rog, ajută-l pe Cosmin să fie un om după inima ta. Amin. Ajută-l și pe el și pe Claud. Amin. Din tinerețe să umple cu tine. Amin. Ca la anii bătrâneței să nu regrete, da, și să fie plin de bucurie în întâmpinarea Domnului. Amin. Iisus. Te rog din toată inima, revarsă har prin cuvântul. Amin. Vă să-l primim că-i cuvântul tău, da, Rege, ne-l spune. Ajută-ne să ne pocăim ascultând acest cuvânt. Amin. Te rog. Arată-ne, Doamne, ce păcate mai avem în viața noastră și ajută-ne să biruim orice ispită. Amin. Tu ești tăria noastră, Tu ești ajutorul nostru. Da, Doamne. Tu ești nădejdea noastră în aceste zile. Slavă ție. Ai milă de țara aceasta în care ne-a adus. Amin. Din toată inima strig la tine, luminează pe cei ce vor conduce țara asta. Amin, să nu ducă mai departe și mai în depărtarea de tine, Doamne. Ai milă. Pune capăt răutății oamenilor. În felul care Tu știi, dar trezește biserica măcar. Amin. Fă ca să ne pocăim cu adevărat de greșelile noastre înaintea Ta, ca să vină vremuri de milă și de durare. Amin. Ascultă-mi rugăciunea Ta, că doresc numele Tău să fie de cinste în țara aceasta. Da, Doamne. Îți mulțumesc că vei vindeca pe cei bolnavi. Amin. În fiecare zi la Tine. Vei lucra după Sfânta Ta voie. Ne supunem cuvântului Tău și în seara asta și totdeauna vrem să-L ascultăm. Căci vrem odată, cu tot ce este al nostru, să fim în împărăția Ta. Ajută-ne, te rugăm. Amin. 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 Doamne, ajută-mă să umblu anul acesta mai mult cu Tine, Doamne. Amin. Ajută-mă să mă apropii de cuvântul Tău. Te rugăm. Îți mulțumesc, cuvântul Tău e o sursă nesfârșită a puterii. Da. Și pentru că ești Tu, Doamne, ești Tu întrupat în această lume, îți mulțumesc frumos pentru că ne dai Duhul Sfânt ca să-L pricepem, să-L înțelegem. Da, personal, ajută-mă să-L aplic din plin în viața Amin. Mea. Ajută-mă să fiu o lumină pentru casa care m-ai te rugăm. Pus, pentru familia care m-ai dat. Amin. Binecuvântează-mi soția și copiii. Amin. Binecuvântează-mi părinții, Doamne, să te rugăm. Domnul Iisus, te rugăm să binecuvântezi și biserica în care suntem. Amin. Ajută-ne ca slujirea noastră să fie o slujire cu inimă, cu pasiune, cu dragoste pentru Tine și onestă. Îți mulțumesc că asculți rugăciunile și îți mulțumesc că anul acesta vei mântui pe cei din casele noastre. O, fie-ți milă și îndură-te, te rugăm. Și puterea Ta de salvare, puterea Ta de mântuire e nelimitată. Ușa Harului este încă deschisă și vei mai face aceste minuni. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Te rugăm. Amin. Te rugăm, Doamne. Thank you.
rugăm. Amin. Da, da. Te rugăm. Amin. Amin. Da. Te rugăm. Da, ai milă, Doamne. Te rugăm. Ai, da, da. Amin. Te rugăm. Amin. Da, da. Amin. Te rugăm. Ajută-ne, te rugăm. Fie-ți mir. Amin. 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 Amin, te rugăm. Da, da. Amin. Da. Te rugăm. Amin. Te rugăm. Amin. Da, da. Da. Amin. Te rugăm. Amin. Glorie ție, Doamne. Amin. Da, Doamne. Da, îți mulțumim, Doamne. Amin. Da. Amin. Da, te rugăm. Amin. Amin. Da. Îți mulțumim, Doamne. Amin. Da, Doamne. Amin. Da, Doamne. Amin. 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 Te rugăm, Doamne. Te rugăm, Doamne. Te rugăm, Doamne. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumim că putem să fie în casă ta. Da, Doamne. Da. Amin. 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 Amin.
Amin. Amin. Știe Dumnezeu câte lucruri apar și vin peste noi în fiecare zi și spune aici în versetul 14, fă-ți o corabie. Fă-ți o corabie. Și îngăduie Domnul și ne dă putere și ne dă și timp să ne facem o corabie. Aici pe pământ să ne scutească de atâtea lucruri. Dar în versetul 16 spune să faci corabiei o fereastră în sus. Să nu uităm prin toate lucrurile care le facem să lăsăm o fereastră spre cer unde să avem legătură permanentă cu Dumnezeu și prin care Dumnezeu să toarne binecuvântare. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Să luăm locurile, să mai cântăm spre slavă Domnului. Se potrivește această cântare când umblăm cu Domnul și ascultăm cuvântul, cât de glorioasă ne-e calea, cât timp l-om asculta, cu noi va rămânea și cu toți cei ce fac voia sa. Umblăm cu Domnul și ascultăm cuvântul, cât de glorioasă e calea. Cât timp l-om asculta, cu noi va rămânea și cu toți cei ce fac voia sa. Să ne-ncredem, să ascultăm de Domnul și-om fi vesel în Iisus, răspândind cuvântul. Când nor se ridică, calea ne-ntunecă, El cu oasa față se lină. Frica și durerea și nemângăierea, pleia și calea luminează. Să ne-ncredem, să ascultăm de Domnul și-om fi vesel în Iisus, răspândind cuvântul. Plăti Domnul lui pentru iubirea lui, noi nici când pe deplin nu putem. Până pe al său altar nu ne dăm lui ca dar, și-ntru toate el să ne ne-ncredem, să ascultăm de Domnul și-om fi vesel în Iisus, răspândind cuvântul. Atunci cu iubire, la ale lui picioare,
noi privind în fața Lui vom sta și vom putea face tot ce ne va zice, dacă în toate îl vom asculta. Să ne încredem, să ascultăm de Domnul și-om fi veseli în Iisus, răspândind cuvântul. Amin. Și-om fi vesel în Iisus, răspândind cuvântul. Amin. Doamne, ajută la aceasta. Amin. Psalmul 145 este un psalm al lui David în care psalmistul îndeamnă pe alții, dar în primul rând spune despre sine, fiindcă ca să poți să îndemni pe alții, ca să poți să dai învățătură altora, întâi trebuie să treci prin tine. Asta a fost învățat și David spune: Doamne, te voi înălța. Te voi înălța, Dumnezeul, împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Amin. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Glorie. Și mărimea Lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările Tale și să vestească isprăvile Tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției Tale și voi cânta minunile Tale. Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoșătoare și eu voi povesti mărimea Ta. Să se trâmbițeze aducerea minte de nemărginita Ta bunătate și să se laude dreptatea Ta. De ce? Fiindcă Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți. Nu are unii cu ochii frumoși și unii nu. Este bun față de tot și îndurările Lui se întind peste toate lucrurile Lui. Toate lucrările Tale te vor lăuda, Doamne, și credincioșii Tăi te vor binecuvânta. Și ajută-ne, Doamne, acest lucru să fie o realitate în viața noastră și, în special, versetul 10, și credincioșii Tăi te vor binecuvânta. Observați ce dorințe are psalmistul David. Acum, noi suntem ochii pe o schimbare de putere în Statele Unite și nimeni nu vrea să recunoască cine este împărat în această țară. Dar observați, David este atât de umil, este împăratul lui Israel și în același timp David recunoaște că poate fi el împărat, dar el are un împărat asupra lui. O, Doamne, fă ca împărații din zile de astăzi să recunoască că asupra lor este un împărat mai mare. Amin. Decât ei. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu. Împărat care are asupra lui un împărat. El spune că va lăuda numele Lui în veci de veci. Apoi, versetul 2, el spune ce va face în fiecare zi. Nu o dată pe săptămână, nu duminica. Duminica, câteva ore dimineața, de la 10 la 12, de la 6 la 7 jumătate. Nu, el nu spune asta. El spune, eu te voi binecuvânta în fiecare zi. Amin. Și lauda va fi pe buzele mele nu doar pentru anul 2021, fiindcă m-am propus acest lucru. Nu, David spune, și voi lauda numele Tău în veci de veci. El presupune, frații și surori, că el va lauda numele Domnului cât timp va trăi, poate 70 de ani, poate 80 de ani, 90 de ani, dar lauda lui nu se va încheia aici pe pământ odată cu moartea lui. Și spune, Doamne, te laud aici, dar când mor, te laud acolo pentru veci de veci. Frate și surori, este o dorință mare să dorim să lăudăm pe Dumnezeu și aici pe pământ, dar și după ce vom trece din această viață. Slăvit să fie numele Lui. Și Amin. Psalmistul încheie cu aceste cuvinte: gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt în veci de veci. Doamne, dă-ne putere, dă-ne îndrăzneală ca să vestim lauda Ta în această săptămână, fără rușine și fără Amin. Frică. Fiindcă suntem într-un întuneric și suntem niște luminițe, poate slabe, dar niște luminițe când aprind o pădure întreagă, spune Iacov, un foc, focul bun,
Să ne ajute Domnul să fim un foc bun. Aș vrea copiii acum să laude numele Domnului. Dimineața au lăudat prin mădularele lor. Acum vor lăuda din nou numele Domnului prin cu gura lor. Dumnezeu să-i binecuvânteze. După aceea ne vom antrena din nou în cuvântul Domnului. Suntem la o nouă duminică, la serviciul de seară, când vestim cuvântul Domnului fiecare, nu doar de la amvon, ci de acolo, de pe scaune, vom spune versetele pe care le-am învățat și ne rugăm ca Dumnezeu să ne aducă aminte cuvintele pe care le-am învățat pe parcursul săptămânii. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Matei 5:3. Amin. 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 Haide să cântăm spre slava Lui.
psalmul 119, care este cel mai lung psalm și se află la, aproape la mijlocul Bibliei, conține atâtea versete, însă din psalmul 119 îmi plac două versete. Primul este versetul 11, pe care îl știu toți: strâng cuvântul Domnului în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dar versetul 18 mai spune un lucru, el spune: deschide-mi ochii. Și mi-aduc aminte de fiecare dată când începeam întâlnirea noastră de cateheză, înainte ca să fiu botezat, păstorul începea întâlnirea de cateheză cu acest text: deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Mă rog și eu ca versetele pe care copiii le adun în inima lor să capete rădăcini și apoi Dumnezeu să deschidă ochii ca să vadă că aceste lucruri pe care ei le memorează sunt niște lucruri minunate despre legea Domnului. Și versetul 20 spune: totdeauna mi se topește sufletul de dor după legile tale. Doamne, fă și această o realitate în viața noastră. Dar suntem la momentul când copiii, și nu doar copiii, și cei mai în vârstă, spun versetele pe care le-au memorat pe parcursul săptămânii și să adreseze și emele. Nu știam, cred că tot va trebui eu să spun versetul. Cine vrea să înceapă să spună versetul? Sau cine spune prim? Frate Josh. Psalm 62, versetul 2. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Amin. 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 Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Matei 5:5. Amin. Amin. Domnul să te binecuvânteze. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când noi eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Roman 5:8. Amin. Amin. Luke 10:27. Love the Lord your God, love Him with all your heart, all your soul, all your strength, and with all your mind. Amen. Amen. Without faith, no one can please God. Anyone who comes to God must believe that He is real and that He rewards those who truly want to find Him. Hebrews 11:6. Amen. 1 Corinteni 16:13. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Amin. Without faith, no one can please God. Anyone who comes to God must believe that He is real and that He rewards all those who truly want to find Him. Hebrews 11:6. Amen. Emily, omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Amin. Amin. Domnul să ne binecuvânteze la aceasta, să fim oameni milostivi și vom fi binecuvântați. Mulțumim Domnului pentru această seară, mulțumim Domnului pentru timpul de rugăciune în care din nou inimile noastre au fost cumva trezite la realitatea în care suntem. Fratele Timotei a menționat că în drum spre biserică a văzut la aeroport multe mașini. Eu le-am observat tot. Dar am observat că în fața noastră, în fața casei noastre, erau adunate multe mașini și noi avem doi vecini, o doamnă care este în vârstă și de partea cealaltă un pub, un bar, un roadhouse. Și nu cred că toate acele mașini erau la vecina noastră, ci erau la roadhouse, la pub, acolo la bar. Și am zis: Doamne, într-o duminică seara, oamenii să fie așa de mulți la pub, deci
absolut chiar în fața casei noastre erau parcate mașini care, a unor oameni care erau înăuntru și eram sigur, fiindcă știu ce este înăuntru, am fost, dar cu o altă cauză, cu un alt scop și acum nimeni nu este cu mască. Toți sunt cu sticlele la gură și n-au nevoie de mască, împiedică. Dar mă rog ca Dumnezeu să se îndure de cei oameni care au acolo, într-un timp ca acesta, duminică, seara, să fii într-un alt loc decât casa Domnului, este dezamăgire. Frații și surori, fiecare face o alegere. Și orice alegere contează pe masa timpului, fiindcă vom da socoteală de timpul pe care ne-l-a dăruit Dumnezeu. Stăteam și mă gândeam, fiindcă fratele Timotei a citit din Geneza, capitolul 6, și acolo se spune că Noia a căpătat milă în versetul 8. Zic, Doamne, dacă Noia a căpătat milă, ce or fi căpătat ceilalți oameni? Și ce a căpătat ceilalți oameni? Dreptatea lui Dumnezeu. Noi am căpătat mira lui Dumnezeu și restul oamenilor au căpătat dreptatea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu a greșit. Dumnezeu le-a dat dreptatea lui. În Exod, capitolul 33, cu versetul 19, atunci când Moise tot cere ca Dumnezeu să își arate fața, Dumnezeu spune, Domnul i-a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Dumnezeu, dacă vrea să-și arate mila cuiva, o arată. Și dacă nu vrea să-și arate mila și vrea să-și arate dreptatea, nu greșește în aceasta. Și tot Dumnezeu este cel ce spune în Deuteronomul, capitolul 32, este despre El, este o realitate pe care oamenii nu o pot înțelege. Cum poate fi Dumnezeu bun să trimită oamenii în iad? Fiindcă este drept. Fiindcă este sfânt de ce le face aceste lucruri. Însă în Deuteronomul, capitolul 32, versetul 4, spune, El este stânca, lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. El este drept și curat. Frații și surori, ar trebui să ne fricoșeze aceste lucruri. Dumnezeu este drept și putea să-și arate ușor dreptatea și față de noi, dar și-a arătat mila și îndurarea Lui. Să cerem și noi și să ne rugăm pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ca să ajungă acel timp când îl vor cunoaște pe Dumnezeu și vor întoarce fața către El. Amin. Vreau doar să aduc aminte că ne întâlnim aici în fiecare duminică la ora 10 dimineața, la ora 6 după masă și copiii au repetiția în timpul săptămânii la ora 6, în ziua de vineri. Și tot atunci când va fi și un pic mai călduț, copiii vor avea repetiție și la casa Domnului. Dumnezeu să binecuvânteze pe ei și pe noi. Amin. Haideți acum să ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie în timpul unei cântări, apoi îl invit pe fratele orchestra va lua în numele Domnului. În timpul acesta ne vom închina cu darurile noastre de bunăvoie, apoi îl vii pe fratele Cosmin să aducă cuvânt din partea Domnului și mă rog ca Dumnezeu să ne învețe, să ne cerceteze și să ne mustre prin acest cuvânt. Amin. Amin.
Aș vrea să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în această seară, la capitolul 2 din Iona. Am avut un prim mesaj din Iona 1 duminica trecută și chiar nici nu mă gândeam că o să mai vorbesc ceva, dar fratele Edward și alții mi-au sugerat și cred că e o sugestie bună, pentru că personal am învățat câteva lucruri minunate din Iona 2. Chiar dacă la început, când am citit, mă gândeam, wow, ce o să iasă de aici? Dar Cuvântul lui Dumnezeu este o sursă nesecată a informației și nu numai a învățăturii, și așa că o să ne învețe și în această seară. Aș vrea să ne ridicăm, vom citi Iona 2, vom trece repede prin acest text, iar după aceea aș vrea o soră îndemnată de Duhul lui Dumnezeu, o soră care este îndemnată de Duhul lui Dumnezeu să ceară binecuvântarea peste acest cuvânt și ajutor în predicare și în înțelegerea lui. 893 este pagina în Biblie. Cuvântul spune așa: Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din pântecele peștelui și a zis: în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Și totuși mă aruncaseși în adânc, în inima mării, și râurile de apă mă înconjuraseră. Toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am pogorât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu. Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în templul Tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idol de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire, voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Amin. Tată, ce restăm înaintea cuvântului tău, și aici este vorba despre tine și despre harul lui Tău. Amin. Tu să fii cel ce vorbești. Amin. Amin. Amin, te rugăm, Doamne Iisus. Amin. Nu-i la întâmplare ce te vestești, nu-i la întâmplare cum lucrez. Nu vreau să fie la întâmplare, că seara asta suntem aici. Da, Doamne Iisus. Vreau să cred în asemenea gânde, miștea mea, de aceea strig către Tine, Doamne. Învață-ne și în seara. Te rugăm, Doamne Iisus. Te trebuie să le pădăm de te la rog, Doamne Iisus. Să avem și noi o cercetare adâncă, cum a avut Iona, în strâmtorarea lui. Nu s-a venit să fugă de parte de fața ta, ci mai bine a ales să se roage ție. Fă ca și noi să înțelegem că fără ajutorul tău nu putem face nimic. Dă ajutorul cosmic. Amin. Doamne, folosește-l ca pe un vas. Sfințește-l Tu în fiecare zi cu cuvântul tău. Amin. Și ajută-l pe el și pe toți cei ce propovăduiesc Evanghelia ta în lucru și latul pământului. Să-ți spună cuvântul tău așa cum este el scris. Și-ți mulțumim că ne vei vorbi. Și lui și nouă, că te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Haideți, ocupăm locurile. Înainte ca să începem predicarea, aș vrea să spun, pentru toate lucrurile să fie mărit Domnul. Amin. Este important ca în casa Lui să-L mărim pe El, să-L onorăm pe El. Și mai vreau să spun un lucru. De obicei copiii, pentru că sunt crescuți aici, zicem noi că ei nu înțeleg ceea ce se predică, aș vrea copiii să fie foarte atenți. Nu știu dacă copiii mă aud, mă auziți copiilor? Aș vrea să fiți foarte atenți că vorbim despre un om care l-a înghițit un pește mare. Știți cum îl cheamă pe omul ăsta? Cum? Iona? Da, despre el vorbim. Aș vrea să fim toți atenți și vedem ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce poți să mai spui când de dimineață ai fost binecuvântat la ora de rugăciune, la mesaj? Rugăciunea din această seară a fost o binecuvântare. Și pentru toți cei care venim la casa Domnului, nu cred că există clipe în care Dumnezeu să nu ne binecuvinteze. Sunt clipe de har, clipe pe care Dumnezeu ni le dă astfel încât să ne întoarcem cu fața către El, să ne întoarcem cu toată inima către El.
În această seară aș vrea să aduc un mesaj înaintea dumneavoastră sub titlul unui joc de cuvinte și se numește Dumnezeul minunilor ascultă un neascultător. Este un joc de cuvinte care vreau să vi le aduceți aminte. Dumnezeul minunilor ascultă un neascultător. O să vorbim câteva generalități la început despre rugăciune. Ne vom uita ce spune Biblia despre rugăciune foarte pe scurt, pentru că acest pasaj este de fapt rugăciunea lui Iona, unii o numesc psalmul lui Iona, și pentru mine când am citit-o la prima, la doua, la treia oară, numai asta am văzut, rugăciunea lui. După vreo câteva zeci de citiri, am început să văd o altă perspectivă acestui text și acolo aș vrea să mă focalizez. Ne vom uita puțin la întrebări despre rugăciunea lui Iona. Ne vom uita la asemănarea dintre noi și Iona când vine vorba de rugăciune. Și apoi aș vrea să rămân la cel mai frumos lucru din acest mesaj și cred că va place tuturor, dar nu ăsta e scopul. Va place pentru că e un lucru care sună frumos. O să vorbesc despre Dumnezeul minunilor. Și un Dumnezeu al minunilor care și astăzi ascultă rugăciunile noastre. Deci cu asta, în seara aceasta, ne vom ocupa din acest capitol 2. Dacă există un lucru deficitar în viața unui credincios, dacă există un lucru deficitar în viața mea și dacă ar fi să fim sinceri, în viața tuturor este rugăciunea. Rugăciunea este un lucru pe care nu-l practicăm destul, nu-l practicăm așa după cum Biblia îl numește sau se cere. Este un lucru la care putem să lucrăm și la care putem să upgradăm, să spunem așa. M-am uitat, îmi place să citesc maxime și cugetări. Sunt de la oamenii care au trăit pe pământul ăsta nu degeaba. Și mi-au plăcut câteva, le-am ales, nu despicăm firul în patru, că ne vom ocupa de cuvântul Domnului, dar câteva lucruri foarte importante despre rugăciune. Am citit un lucru pe care îl cunoașteți și l-ați auzit cu toții. Rugăciunea este respirația sufletului. Într-o epocă în care COVID-ul ți-a respirația, poate că ar trebui să ne întoarcem la rugăciune, să primim respirație. Ce ziceți? Merge? Spitalele când te duci te pune pe ventilator. Dumnezeu vrea să te pună pe rugăciune. Și eu m-am gândit pentru mine, zic, înseamnă că mă înveți ceva și vreau să învăț că nu vreau să ajung pe ventilator, dar pe rugăciune vreau. Dar sunt oameni care n-au ajuns pe ventilator, că au stat pe rugăciune, dar când te duceai la ei în cameră, asta am auzit în predici din România. Oameni care vedeai locul unde stăteau cu genunchii. Și eu mi-a fost rușine că și eu m-am uitat după locurile alea, dar nu le-am văzut la mine. Tu ai locurile alea la tine în cameră. Gândește-te la lucrul ăsta. Tot pentru că suntem în epoca COVID-ului și ne spun ăștia, luați și vitamina C și vitamina D și toate astea, am găsit un lucru frumos care zice rugăciunea este vitamină pentru suflet. Băi, și ăsta mi-a plăcut, că ne place să ne luăm vitamine. Dar de ce să mai dau banii pe vitamine când pot să trec la rugăciune? Voi ați vrea să faceți asta? Haideți să trecem la rugăciune. Mi-a plăcut și ăsta pentru că sunt cântăreți. Rugăciunea este cântecul inimii. Și eu vorbit foarte bine, fratele Eduard, azi dimineața despre rugăciunea și lauda și așa mai departe. Încă unul care mi-a plăcut, rugăciunea este calea pe care poți să mergi cu ochii închiși. Nu? E frumos. Poți să mergi pe cale cu ochii închiși. De ce? Că te rogi. Și acum ultimul la care vreau să-l sublinez, pentru că se pare că Iona cam aici a fost și când m-am uitat la mine se pare că și eu am fost de multe ori în situația asta. Pentru unii rugăciunea este volanul, pentru alții roata de rezervă. Ați înțeles ce am spus? Pentru unii este volanul, pentru unii roata de rezervă. Credeți că e adevărat lucrul ăsta și pentru noi câteodată? Adică ne-am ghidat noi întotdeauna viața rugându-ne lui Dumnezeu, cerând prin rugăciune un ghidaj sfânt? Eu de multe ori nu. Și a ajuns și la mine rugăciunea să fie o roată de rezervă, adică numai când am nevoie. Aici a fost și Iona. Și o să vedem cât, dacă îți vine să râzi când te uiți la Iona, dacă îți vine să comentezi, să spui de Iona, băi, ce halal profet e ăsta și proroc. Du-te acasă și uită-te în oglindă. Eu m-am uitat și așa de bine semănam cu Iona sau Iona cu mine. Asta este situația, frații mei. Ce spune Biblia despre rugăciune? Foarte scurt, pentru că știm lucrurile astea. Domnul Iisus a rugat Tatălui
în Luca 22, Daniel, ajută-mă, Luca 22, versetele 41 și 42, Domnul Iisus s-a rugat Tatălui, apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură din piatră, a îngenunchiat și a început să se roage. Ne spune cuvântul Domnului și mergem la 42, zicând, Tată, dacă voiești, aici este rugăciunea lui. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, adică eu nu am nevoie de rugăciune, adică Iona nu a avut nevoie de rugăciune, adică noi câteodată rugăciunea o punem cumva pe stand-by, dar Domnul Iisus s-a rugat. Tu, Doamne Iisuse, copil, adică Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, tu te rogi? Da, El s-a rugat. Domnul Iisus și-a învățat ucenicii să se roage și le spunea odată, dacă vă aduceți aminte când i-a învățat rugăciunea Tatăl nostru, când vă rugați să ziceți, în Luca 11 cu 2, nu mai citim asta, Domnul Iisus a spus pilde ca să le arate cum trebuie să se roage. Iisus s-a rugat pentru ucenici și aș vrea să citim asta, îmi place că Domnul Iisus s-a rugat pentru ucenicii lui. Ioan 17 cu 15. Ioan 17 cu 15. E rugăciunea lui, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Se aplică și la noi, așa că e frumos să știi că, fiind un ucenic al Domnului Iisus, Domnul s-a rugat și pentru tine. Nu te rog să iei din lume, că nu putem, ci să-i păzești de cel rău. Îmi place foarte mult că Domnul Iisus s-a rugat. S-au rugat și ucenicii. Și am găsit două texte extraordinare cu privire la rugăciune. Ei stăruiau cu un cuget în rugăciune în Faptele Apostolilor, în Fapte 1 cu 14. Mi-a plăcut că stăruiau cu un cuget în rugăciune. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. E un lucru frumos ca ucenicii Domnului, copiii Domnului să stăruiască în rugăciune. Mai citim despre ei că ucenicii se rugau atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât. Vezi de ce e foarte important ca să ne rugăm? Pentru că atunci când te rogi, se coboară și Duhul lui Dumnezeu. La cincizecime, de fapt, asta s-a întâmplat. Noi când ne rugăm, cerem ca Duhul lui să ne umple de putere, de înțelepciune, de ghidaj în viața noastră. Uitați-vă în Fapte 4 cu 31. Fapte 4 cu 31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Vreau să spun ceva. Vedeți că la rugăciune s-a cutremurat locul? Vedeți că nu la predicarea cuvântului s-a cutremurat locul, nici măcar la cântare nu s-a cutremurat locul. La rugăciune s-a cutremurat locul. Ați vrea ca în biserica noastră și ca în bisericile Domnului să mai aducă Domnul timpuri de acelea în care să simțim cutremurul că ne rugăm? Amin? N-ar fi frumos lucrul ăsta. Doamne, dă-ne această înțelepciune să alergăm din nou la învățarea aceasta minunată că rugăciunea poate să aducă un cutremur sfânt și să pogoare Duhul Sfânt peste noi. S-au rugat și apostolii Domnului. Pavel, de exemplu, este cel mai bun exemplu. El se roagă și îndeamnă și pe alții la rugăciune. Sunt multe texte, am multe texte în seara aceasta. A trebuit să mă duc de vreo câteva ori peste ele ca să nu iau timp. Dar, de exemplu, Coloseni 4, 2 și 3. Coloseni 4, 2 și 3. Spune aici, stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Mi se spune foarte clar. În 1 Timotei, hai să ne uităm la 1 Timotei 2, versetul 8 și 9. 1 Timotei 2. Da. Vreau deci ca bărbații să se roage în orice loc. Foarte interesant, nu doar în biserică. Vreau deci ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoiel. Și mi-a vorbit tare mult cuvântul ăla mie. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe. Pentru cei care au multe întrebări despre conduita noastră în biserică, ăsta e un verset care poate fi citit. Lăsați-l exact așa cum e scris în Biblie, nu-i mai dați traducerea din aia și din aia și din aia. Îl luăm așa cum e scris acolo și putem să învățăm de acolo. În Iacov 5 cu 3, 5 cu 13, Iacov 5 cu 13, ne mai uităm peste două versete și mergem mai departe. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, nu, 5 cu 13. 5 cu 13, da. Este vreunul printre voi în suferință? Răspunsul foarte simplu, să se roage. Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă. Asta îl știm. Ne uităm și la Iacov 5 cu 16 și 17. Iacov 5, 16
și 17. Mărturisiți-vă unii altora păcatele, uitați, și rugați-vă unii pentru alții. Dacă nu știm de unde vine învățătura aceasta rugăciunii unii pentru altora, nu inventată nici de păstori, nici de nimeni, este din cuvântul lui Dumnezeu, așa ni se spune în Iacov, rugați-vă unii pentru alții, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și mai citim un text și cu asta mergem mai departe. Hai să-l alegem pe Efeseni 6 cu 18. Efeseni 6 cu 18. Faceți în toată vremea, prin Duhul, foarte important, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Atât am spus, da. E foarte clar că Domnul Iisus, ucenicii, apostolii se roagă, cunosc despre rugăciune, ne îndeamnă să ne rugăm. Vreau să ne uităm și în Vechiul Testament, pentru că o să ajungem la o întrebare foarte esențială și întrebarea aceasta, și aș vrea un răspuns de la voi. Întrebarea aceasta este asta. Știa Iona despre rugăciune? O să ajungem la asta imediat. În 2 Cronici, capitolul 6, de la 28 la 31, avem un pasaj sau un text care face parte din pasajul rugăciunea lui Solomon. 2 Cronici 6, 28 la 31. Și ne arată că împăratul acesta s-a rugat. Și zic că e timpul trecut, dar când vor fi în țară foamete, ciumă, rugină în grâu și malarie, lăcustele de un soi sau altul, când vrășmașul va împrejura pe poporul tău în țara lui, în cetățile lui, când vor fi urgii sau boli de vreun fel, seamănă a ceea ce trăim noi, dacă un om, virgulă, dacă tot poporul tău, Israel, va face rugăciuni și cere și fiecare își va cunoaște rana și durerea și va întinde mâinile spre casa aceasta, mai mergem mai departe, ce se întâmplă? Ascultă-i din ceruri, din locul locuinței tale. Și mergem mai departe versetul. Deci și Solomon știa de rugăciune și se ruga. Ce ziceți? David știa de rugăciune. Împăratul David știa de rugăciune. În 1 Cronici 29, capitolul sau versetul 10. 1 Cronici, capitolul 29, versetul 10. Și David știa de rugăciune. Și spune așa, am de gând deci să fac legământ cu Domnul, nu, dar 29-10, da, corect, cu Domnul Dumnezeului Israel, pentru că mânia lui aprinsă să se abată de la noi. Mergem mai departe. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujbă. Nu, nu e asta, Daniel, e 1 Cronici. E 1 Cronici 29. 1 Cronici 29, 10 la 13. 1 Cronici, da. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări și el a zis, binecuvântat să fii tu din veac în veac, Doamne Dumnezeu Părintelui nostru, și merge mai departe, și David s-a rugat. Ce credeți, Daniel s-a rugat? Da, de unde știm? E un pasaj care spune că l-au văzut că s-a rugat de câte ori pe zi? De 3 ori pe zi. Ne spune Daniel 6, 11 la 13. Citim repede 6, Daniel 6, versetul 11. Atunci oamenii aceștia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel, făcând ce? Rugându-se și cămând pe Dumnezeul lui. Ce am vrut să spun cu toate lucrurile acestea? Și în Vechiul Testament și în Noul Testament s-a cunoscut foarte bine rugăciunea. Se roagă profeții, se roagă poporul, se roagă toată lumea. Și mi-a scris aici, chiar și păgânii se rugau. Și acum ajungem la întrebarea noastră și aș vrea să-mi răspundă cineva, dar foarte sigur să-mi răspundă, știa Iona despre rugăciune? Ce credeți? Știa? Știa foarte bine. Păi era profet, era prorocul lui Dumnezeu. Lui vorbea direct Dumnezeu. Absolut știa despre rugăciune. Și atunci am o altă întrebare care ne va duce cu un pas mai departe. Pentru că aici spune în versetul 1, Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, de unde? Din pântecele peștelui. Și am o întrebare pentru voi aici. De ce ajunge Iona să se roage din burta peștelui? De ce ajunge Iona să roage? Și m-am gândit la mine de atâtea ori, de ce ajung să mă rog, poate când am căzut din pom, că am căzut din pom și m-am rugat atunci? De ce ajung să mă rog când am un accident? De ce ajung să mă rog când, și puneți dumneavoastră că lista poate continua, sunt multe subpuncte acolo,
Și mi-am scris trei lucruri aici și aș vrea să învățăm din lucrurile acestea și după aceea mergem la partea cea mai frumoasă a mesajului. Dar sunt trei lucruri pe care putem să le învățăm. Iona s-a rugat din mizeria aceea, din mirosul urât, din întunericul ăla, din starea aia groaznică, pentru că nu s-a rugat în alte ocazii unde trebuia să se roage. Sunteți de acord? Nu s-a rugat. Care sunt astea trei ocazii din textul pe care l-am citit data trecută, dar ne ajută foarte mult la ceea ce studiem astăzi? Nu s-a rugat înainte de a lua decizia de a fugi la Tars. Vedeți? El preferă neascultarea și fuga înainte să fugă departe de fața Domnului. Vreau să te întreb în seara aceasta și aș vrea sincer să-ți spui ție, nu mie, de câte ori ai te-ai dus în direcția opusă pe care Domnul ți-a cerut-o fără ca să te rogi lui? Adică Iona putea simplu să spună: Doamne, am în mine o stare din asta de neascultare, nu vreau să mă duc, mi ciudă pe niniveni, nu știu, vreau să-i distrugi, de ce să mă duc eu, de ce să mă trimiți pe mine? Dar totuși, dă-mi putere, ajută-mă. Credeți că putea să roage așa? Profetul lui a decis să nu se roage și să fugă. Uitați, o rugăciune făcută când, într-o ocazie când nu trebuia, sau o rugăciune care n-a fost făcută când, într-o ocazie când trebuia, altă ocazie. Nu se roagă nici măcar atunci când căpitanul corabiei cere să-l cheme pe Dumnezeu în ajutor. Vine corobierul și îi spune: roagă-te la Dumnezeul tău, poate că ne va scăpa. Ce zice Iona? Nu, nici nu zice nimica. Textul ăsta, noi putem asuma multe lucruri, dar vreau să rămânem la textul care e scris aici. Uitați ce spune aici. Spune: cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Asta e versetul 6 și 7. Și au zis unul către altul. Adică Iona nici nu-i pasă de rugăciune. A doua ocazie pe care o ratează în a se ruga. Am scris aici: preferă furtuna și mai departe umilința. Adică preferă până la urmă să fie umilit public, să-i spună ăștia din corabie: băi, tu ești ăla din cauza căreia a venit furtuna, decât el să se roage Domnului. Și mai are ocazie Iona, nu se roagă nici măcar înainte de a fi aruncat în mare. Și mi-am scris aici: orgoliul personal al lui a fost atât de puternic încât a preferat moartea decât viața. Vă dați seama? Deci ăștia, el spune: aruncați-mă pe mine în mare, ăștia vin să-l arunce. Și avea ocazie și atunci să se roage Domnului. Că dacă se ruga Domnului, probabil că Domnul bunătatea lui ar fi stâmpărat furtuna. Dar ce-o zis? Păi eu să mă rog înaintea lui ăștia? De câte ori nu-i și atitudinea noastră așa? Eu să mă rog? Păi lasă că eu știu. Mi-am scris aici: este posibil ca Dumnezeu în versetul 1, în capitolul 1, din versetul 1, când spune cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, mi-am scris aici: este posibil ca Dumnezeu să-i fi vorbit la templu, e posibil să-i fi vorbit acasă, pe malul mării, în natură, puneți dumneavoastră mai departe unde o fi putut vorbi lui Iona, i-o vorbit. Și Iona putea și lui să-i vorbească, și el să vorbească Domnul înapoi prin rugăciune. N-a făcut asta. Și numai o întrebare care ne duce cu un pas mai departe. Credeți că Dumnezeu iubește rugăciunile copiilor săi? Aș vrea un răspuns mai serios. Credeți că Dumnezeu iubește rugăciunile copiilor săi? Chiar și a ălora care sunt neascultători? Da, eu mi-am pus un da mare așa și l-am și încercuit. Da, iubește Dumnezeu rugăciunile noastre. Dumnezeu are plăcere să asculte și să împlinească rugăciunile copiilor săi. Și mi-am scris aici și de aici Dumnezeu mi-a schimbat perspectiva acest text, pentru că tot ce am văzut la început e rugăciunea lui Iona. Numai asta e ce am văzut, rugăciunea lui Iona. Băi, ce rugăciune asta lui Iona? Până aici, și aici Dumnezeu mi-a schimbat perspectiva și am văzut că Dumnezeu, mi-am scris aici, Dumnezeu prin ascultarea noastră, când ne ascultă în rugăciuni, vrea să facă minuni care îl onorează pe el. Sunteți de acord cu asta? Dumnezeu vrea să facă minuni. Și mi-am spus aici foarte simplu și de aici am luat-o pe o altă direcție. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor. Voi nu credeți asta. Dumnezeul nostru e Dumnezeu al minunilor. Șase lucruri pe care Dumnezeul minunilor le face și o să repet Dumnezeul minunilor de atâtea ori pentru că am rămas uimit de ce minunat e Dumnezeul meu și Dumnezeul acesta este gata și astăzi să facă o minune în viața ta, în viața mea, a familiei, a bisericii, a comunității, a țării noastre, a lumii întregi. Șase lucruri pe care Dumnezeul minunilor le face când un copil al său se roagă. Ne uităm la textul biblic pe care l-am citit. Uitați-vă, vă rog, la prima parte a versetului 2.
Iona în rugăciunea lui a zis, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Primul lucru pe care aș vrea să-l rețin în această seară este că Dumnezeul minunilor ce face? Ascultă. Este minunat sau nu? Trăim într-o lume în care parcă nu te mai ascultă nimeni. Ești în casă și vorbești cu bărbatul, hai să zic invers, vorbești cu soția și câteodată e așa de concentrată pe ce face că nu te aude. Dar și bărbatul e la fel. Îți spune soția ceva și o intra pe aia și de fapt nici nu a mai intrat, o trece pe lângă. Trăim într-o lume în care nu mai te ascultă nimeni. Dar când îți dai seama că există cineva care te ascultă și ăla nu e oricine, e Dumnezeu minunilor, păi se merită să trăiești o viață altfel decât aproape de El? Adică în dragoste împărtășie cu El. Doamne, ajută-ne la aceasta. În Psalmul 77, și aici am multe versete, dar vreau să trecem repede prin ele. Timpul trece. 77:1, Psalmul 77:1, un psalm al lui Asaf, strig cu glasul meu către Dumnezeu, strig cu glasul meu către Domnul și El mi-a ascultat rugăciunea. Cam așa ceva. Mergem mai departe. Psalmul 120:1. Psalmul 120:1. Către Domnul strig în strâmtorarea mea și El ce? Mă ascultă. Aș vrea să rețineți lucrul ăsta în seara aceasta. Dumnezeul minunilor ascultă. Când te duci în rugăciune, aș vrea gândul ăsta să-ți vină în minte. Dumnezeul minunilor mai ascultă și astăzi. Aș vrea să ne uităm la 118:5. Psalmul 118:5. Ăștia sunt toți psalmi care sublinează ideea aceasta că Dumnezeul minunilor ascultă. El a dat hrană celor ce se tem de El. El își aduce purea 118:5. Ăla-i. În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul, Domnul m-a ascultat și m-a scos la loc larg. Mai citim și Mica 7 cu versetul 7. Și mai avem vreo două texte, pentru că aș vrea ideea aceasta să ne rămână în mintea noastră. Mica 7:7. Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele, Domnul meu mă va ce? Asculta. Nu e un lucru frumos să știi că Dumnezeul minunilor te ascultă? Mai citim un text, hai să vedem 2 Cronici 33:13. Da. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile. De multe ori, ni se pare că rugăciunea noastră e o rugăciune care ajunge până la tavan. Dar nu e așa, dragii mei. Chiar și un copil neascultător, un proroc neascultător ca și Iona, Dumnezeu decide să asculte rugăciunile. Mi-am scris aici o mulțumire personală. Doamne, îți mulțumesc că îmi asculți rugăciunile. Ai putea și tu să spui în seara aceasta lucrul ăsta? Doamne, îți mulțumesc că ești un Dumnezeu care asculți. Poți? Slavă Lui! Mergem mai departe. Dumnezeul minunilor din versetul 2, partea B a versetului spune așa. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-ai auzit glasul. Următorul lucru despre Dumnezeul acesta al minunilor este că aude. Am vorbit azi dimineață sau am auzit vorbindu-se azi dimineață despre noi. De multe ori noi ne punem mâinile la urechi să nu ascultăm voia lui Dumnezeu, să nu auzim voia lui Dumnezeu. Dar uitați-vă, Dumnezeul minunilor aude. În Psalmul 34:6, aș vrea să citim, și 34:17, ne vorbește așa minunat de lucrul acesta. Dumnezeul minunilor l-a auzit pe Iona și ne aude și pe noi. Când strigă un nenorocit, Domnul ce face? Aude și îl scapă din toate necazurile lui. Și mergem și în 17, deci 34:17, când strigă cei fără prihană, Domnul ce face? Aude și scapă din toate necazurile lor. Vă dați seama ce minunat lucru este ca Dumnezeul minunilor în care noi ne încredem să fie un Dumnezeu care aude, este minunat. 116:1, Psalmul 116:1. Este important să subliniem lucrurile acestea în cuvântul lui Dumnezeu, să luăm. Iubesc pe Domnul, căci El ce face? Aude glasul meu, cererile mele. Și ne uităm și la Psalmul 4:3, după aceea mergem mai departe. Psalmul 4:3.
Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește, Domnul ce face? Aude când strig către el. Nu știu dacă v-a convins pe voi, dar pe mine m-a convins rugăciunea lui Iona, m-a convins și cuvântul lui Dumnezeu că Domnul, Dumnezeul acesta minunilor, încă aude. Slavă Lui! Mergem mai departe, în punctul 3 vorbim despre Dumnezeul minunilor care corectează, ai ce mi-a plăcut lucrul ăsta, Dumnezeul minunilor corectează sau pedepsește, dar nu omoară. În versetele 3 și 5 din Iona 2 citim așa, adică aici spune și totuși, adică vrea să spună că chiar dacă tu ai ascultat, chiar dacă tu ai auzit rugăciunea și totuși mă aruncase-și în adânc, în inima mării și râurile de apă mă înconjuraseră, toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. 5 spune, apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. Dumnezeul minunilor, atunci când noi ne rugăm, de cele mai multe ori corectează, pedepsește, dar nu omoară. Uitați ce spune Evrei 12. Hai să citim Evrei 12, versetele 6, 7, 9, 10 și 11. 12, Evrei 12, 6, 7, 9, 10 și 11. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. 7. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? 9. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? 10 și 11. Căci el într-adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Și 11. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Și pe Iona Dumnezeu l-a corectat, l-a pedepsit, dar nu l-a omorât. Și pe noi, Dumnezeul acesta al minunilor ne va corecta, ne va pedepsi, dar nu ne va omorâ. Și ne va lăsa în viață ca să ne pocăim și cumva viața noastră să fie schimbată pentru gloria Lui. Mergem mai departe, un al patrulea lucru pe care îl vedem aici, în versetul 4, 2 cu 4 din Iona, spune așa, ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Pentru mine lucrul acesta, acest lucru mi-a dat mult de gândit. Dumnezeul minunilor oferă harul pocăinței, schimbă perspectiva lui Noe. Și o să mă întreb, ce vrei să spui? Păi, dragii mei, uitați-vă aici ce spune, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Băi, Iona, tu ești în burta peștelui, tu ești în întuneric, tu ești într-un miros urât, tu ești într-un loc foarte aiurea. Sunt oameni care pe patul lor de spital, dacă îi întreb, măi, ce mai vrea să faci? Vă spun sincer că n-ar zice că ar veni la casa Domnului. Sunteți de acord cu mine? Ar spune, m-aș mai duce undeva și aș mai face ceva, aș mai, nu știu, hai să zic, de mine. M-aș mai duce la un pescuit, m-aș mai duce la o vânătoare, m-aș mai duce... Așa ar zice unii oameni. Dar mă uit la prorocul acesta neascultător, că el se pocăiește într-un fel, Dumnezeu îi dă acest har al pocăinței și îi schimbă perspectiva lui. Și ce credeți că vede Iona din burta peștelui? Din cine știe ce-o fi fost acolo în burta peștelui? Vă dați seama ce-o fost. Puteți dumneavoastră să veniți cu idei. El ce vede acolo? Vede, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Și aș vrea să fac o afirmație fără ca să supăr pe nimeni. Dar trăim într-un timp în care templul sfânt, biserica templului Dumnezeu, este, să spun așa, poate printre cele mai batjocorite lucruri. Aș vrea copiii să fie atenți puțin la mine. Copiii aș vrea să fie puțin atenți. Când părinții sau, să zicem, fratele păstor sau un om mai în vârstă din biserică vă spune câteodată să nu alergați prin biserică, să nu mâncați în biserică, să nu strigați, să nu aruncați cu mingea. Să știți că nu-i din cauza că omul ăla vrea să arate cât el de tare, de deștept, de mare. Vreau să spun că templul cel sfânt, înainte și acum ar trebui să însemne cu totul altceva.
Numai că s-a băgat în mintea noastră, atât cât s-a băgat și în mintea celor din lume, că templul lui Dumnezeu nu mai semnifică absolut nimic. La templul lui Dumnezeu poți să vii cum vrei tu, poți să faci ce vrei tu, aici poți să se predice și tu poți să faci ce vrei. După biserică tu poți să intri și să dărâm, să strici, să scrii cu cariocă pe pereți, că nu-i nimica. Templul nu are nicio valoare. Vreau să vă spun că are o mare valoare. Și când ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și prorocul ăsta chiar neascultător, el însuflat de Duhul lui Dumnezeu spune, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. În aceste timpuri în care biserica lui Dumnezeu, vedeți, nu contează că biserica e făcută din patru pereți și are un acoperiș din mai multe pante, nu contează că biserica e făcută, are gresie, marmură, eu știu ce are, biserica e același loc sfânt al lui Dumnezeu, stați de acord cu mine? Fratele Luigi îmi spunea weekendul ăsta că a fost într-o misiune și zice, când am fost în misiune, mi se pare Mozambic, să nu greșesc, dar oricum o țară din asta ciudată. Zice, ce crezi că am văzut acolo? Ce crezi că a fost biserica acolo? Patru bâte și ceva acoperiș și era praf pe jos. Dar zice, oamenii aveau un respect față de locul acela extraordinar. Aș vrea ca și noi să învățăm că casa lui Dumnezeu, care patru, care șase, care cum arată ea, e totuși casa lui Dumnezeu. Și aș vrea și noi să înțelegem ce importanță are să-i dăm respectul cuvenit casei Domnului. Dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Mi-am scris aici că prin harul acesta pocăinței și prin schimbarea perspectivei lui Iona se întâmplă ca credința lui să fie întărită. Aș vrea să ne uităm în Romani 5:2, vorbim puțin despre harul acesta al pocăinței. Romani 5:2, timpul este dus, mai am două lucruri și terminăm. Romani 5:2 spune, lui datorăm faptul că prin credință, exact așa cum i-a fost dată lui Iona, prin credință am intrat în această stare de har. I s-a dat har, i-a crescut credința și a putut să își vadă starea lui și să vadă, să-i crească în inimă dorința de a merge la casa Domnului. Am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Aș vrea să mai citim Efeseni 2:8 și după aceea mergem mai departe, sunt mai multe versete. Efeseni 2:8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Astea sunt lucruri care le-a experimentat și Iona. El n-a știut cuvântul ăsta că este în Noul Testament, dar l-a experimentat. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Este minunat să știi că Dumnezeul minunilor încă oferă harul pocăinței. În al cincilea lucru pe care Dumnezeul minunilor îl face, Dumnezeul minunilor salvează și recuperează fizic. Mi-am scris aici că și vindecă și pe pagina cealaltă am găsit că și scapă. Sunt așa de multe lucruri minunate în cuvântul Domnului. Uitați-vă în Iona 2:6 și 2:10. În Iona 2:6 spune, m-am pogorât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Și 10 vorbește despre acest miracol extraordinar. Nu poate nimeni să-l explice, Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Îl putea vărsa pe Iona în mijlocul mării și era Iona mort. Îl putea strânge puțin așa peștele pe Iona și era gata, dar Dumnezeu s-a îndurat de el, Dumnezeul minunilor îl salvează, îl recuperează fizic. Pentru cei care căutăm puterea aceasta de recuperare și salvare fizică, de vindecare din partea lui Dumnezeu, în psalmul, ia să vedem aici, avem multe versete, hai să vedem Psalmul 6:2. Psalmul 6:2, ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc, vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Psalmistul își dă seama că vindecarea, recuperarea, salvarea este doar la Domnul. Psalmul 30:2, să trecem repede, Psalmul 30:2, Doamne Dumnezeule, eu am strigat către tine, aici nu e o rugăciune, aici deja psalmistul spune că el deja a primit vindecarea. Eu am strigat către tine și tu m-ai vindecat. Dacă avem întrebări sau probleme în legătură cu lucrul acesta, că Dumnezeul minunilor mai poate vindeca și astăzi, avem texte clare în Biblie că el poate. Să nu credeți pe cei care vă spun că Dumnezeu nu mai vindecă. Dumnezeu vindecă și azi. Pe cine alege el? Și cum alege el? 103:3, Psalm 103:3. El îți iartă toate fără de legile tale, el îți vindecă toate bolile tale.
Frații mei, într-o vreme ca aceasta, în care boala bântuie peste tot, parcă nu-ți mai vine să crezi. Și mai auzi, păstorul ăla, fratele ăla, fratele Luigi spunea, zice, am avut 3 mormântări într-o săptămână, zice, am fost epuizat, nu fizic, psihic în mine, am fost epuizat. 3 oameni pe care am cunoscut, 3 oameni la care mă gândeam că dacă e ceva, ăia mă îngroapă pe mine. Și așa de bine erau. Da, dar poporul Domnului este chemat să se roage pentru vindecare, să creadă că vindecarea vine de la Domnul și el poate și astăzi să recupereze, să salveze. Și sunt multe versete, dar aș vrea să trec la, de exemplu, la 2 Samuel 22:3. Psalm 2 Samuel 22:3. Dumnezeu este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea mea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea, Mântuitorule, Tu mă scapi de silnicie. Mi-a plăcut versetul acesta pentru că este vorba despre Dumnezeul minor care salvează, care scapă, care recuperează. Și ultimul lucru pe care îl învățăm în această seară din acest psalm al lui Iona, dacă ne uităm la versetele 7 și 9, spun așa, când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine. Atenție, interesant, în templul tău cel sfânt. Eu însă îți voi aduce jertfe, asta este la 9, eu însă îți voi aduce jertfe, cu un strigăt de mulțumire, voi împlini jurințele pe care le-am făcut. Și cuvântul acesta din urmă are așa mare putere. Mântuirea vine de la Domnul. Și ultimul lucru pe care Dumnezeul minunilor îl face atunci când un copil se roagă lui, este că Dumnezeul minor acceptă rugăciunea, închinarea și juruința ta. Și mai mult, mi-am scris aici, mântuie sufletul lui Iona, îl iartă de păcatul neascultării. Dragii mei, în această seară, aș vrea și noi să fim conștienți de acest lucru, că Dumnezeul minunilor încă ascultă, Dumnezeul minunilor încă aude, Dumnezeul minunilor corectează și pedepsește, dar nu omoară, Dumnezeul minunilor salvează, recuperează, vindecă, scapă și în ultimul rând, Dumnezeul minunilor acceptă rugăciunea, închinarea, juruințele și îți mântuie sufletul. Câteva versete pentru acest ultim gând de mântuire a sufletului și după aceea mergem în rugăciune. Aș vrea să închem cu rugăciune. În 1 Cronici 16:23, ia să citim 1 Cronici 16:23, Dumnezeul minunilor oferă mântuirea Lui. Ce spune aici? 1 Cronici 16:23. Cântați Domnului, toți locuitorii pământului, vestiți din zi în zi ce? Mântuirea Lui. El este Cel care mântuie, dragii mei. Psalmul 40:16. Și după aceea ne vom duce în Apocalipsă. Sunt două texte extraordinare care le știți. Sunt multe altele. Psalmul 40:16 spune să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută. Și acum aș vrea să zicem împreună, să putem să-l zicem împreună. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Adică să iubești mântuirea cui? Nu a unui om. Mântuirea Domnului, el o oferă. Apocalipsa 7:11 și 19:1. Și cu asta încheiem. Apocalipsa 7:10. Și strigau cu glas tare și ziceau, ce este a Dumnezeului? Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și aș vrea să ne uităm la Apocalipsa 19:1 și vom încheia cu asta. După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea, aleluia, a Domnului Dumnezeului nostru este ce? Mântuirea, slava, cinstea și puterea. Dragii mei, nu știu dacă cuvintele acestea au însemnat ceva pentru dumneavoastră, pentru mine aceste 6 lucruri sunt definitorii, pentru că nu am de-a face cu un Dumnezeu pasiv, nu am de-a face cu o statuetă. Eu nu înțeleg pe oamenii care se roagă la icoane, nu înțeleg pe oameni care se roagă la statui, care zice Biblia că sunt surde și mute. Cum să te rogi la așa ceva? Eu mă rog la Dumnezeul care mă ascultă. Eu mă rog la Dumnezeul minunilor care mă aude. Eu mă rog la Dumnezeul minunilor care în dragostea Lui mă pedepsește, dar nu mă omoară. Mă rog la Dumnezeul minunilor care mă oferă har. Ce minunat e să-ți oferă harul pocăinței și să-ți schimbe perspectiva, îți schimbe perspectiva despre biserică. Adică când tu zici, e duminică, ah, ce chef de somn am, ah, ce n-am dormit toată săptămâna, Dumnezeu îți schimbă perspectiva prin harul Lui, prin harul credinței și spune, nu, e ziua Domnului, tu du-te la casa Lui, că mai înveți ceva. Îți schimbă perspectiva când zici, nu mai fac nimic.
Și noi toți am spus lucrul ăsta. Nu mai fac nimic. Dumnezeu vine iară, îți oferă harul pocăinței, îți schimbă perspectiva. Nu, 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 mai lucră, mai fă, mai du-te, uite, îți mai dau lucrul ăsta, îți mai dau darul ăsta ca să faci lucrul ăla. Minunat. Și ultimul lucru, el ascultă juruințele. Nu ne spune Biblia ce juruințe a făcut Iona. Vom trece în celălalt pasaj, nici măcar nu le-am citit, mi-aduc aminte de ele de la școala de duminicală. Nu le-am citit, nu știu ce vrea Dumnezeu să ne învețe și din 3 și 4, dar mântuirea este clar că vine de la Domnul. Suntem într-un an nou și ne rugăm ca cei dragi din casele noastre să-L primească pe Domnul Iisus. Amin? Atunci trebuie să-L vestim pe El și să le spunem: hei, băiatule, nepotule, ce ești, copilule, mântuirea vine de la Domnul. Ce înseamnă asta? Și atunci să-i spui: uite, Domnul Iisus a întrupat, a venit, a murit și așa mai departe. Este un lucru minunat pentru noi, copiii Lui, să știm lucrul acesta și apoi chiar într-un moment de neascultare. Câți dintre voi aici, hai să ridicăm mâinile, câți dintre voi aici ați avut vreodată în viață o neascultare față de Domnul? Wow! Chiar și copiii au avut neascultări. Da. Da, știi că dacă am rămâne doar cu asta, am fi așa de deprimat și am zice: ha, neascultarea, unul dintre cele mai mari păcate și ăsta. Dar când mă uit la profetul Iona, sunt foarte încurajat. Că pe ăsta l-a înghițit peștele, i-a dat puțină apă, puțină papură, l-a dus la întuneric, l-a dus cu submarinul. Chiar m-am amintit, așa, să zic așa, puțin comic, nu comic, dar mi-am adus aminte că am fost în South Carolina cu serviciu odată și am făcut un antrenament pe un submarin. Deci am făcut un antrenament de găsirea unor probleme tehnice lucrând cu o echipă și am fost antrenați, pe unii i-au dus pe avioane să facă, eu am avut ocazia să merg pe submarin și chiar mi-a plăcut. Și mi-au adus aminte și am stat puțin și am zâmbit așa de unul singur, mi-a adus aminte cum s-o fi simțit Iona în burta peștelui, dar vă spun cum am simțit eu în submarinul ăla, știți câte submarinele. Dacă dumneavoastră credeți că submarinul ai loc așa să umbli, să... nu este loc decât unul să meargă pe culoare. Deci, unul singur merge pe culoarul submarinului și când trebuie să vină altul, sunt nișe făcute în submarin, astfel încât te bagi, te ascunzi acolo sau stai acolo și altul vine și trece. Și mi-a adus aminte cât problema pe care ne-a dat-o acolo a fost o problemă destul de încurcată, ne-a fost frică de claustrofobie. Cine are claustrofobie, n-ai cum să te duci să lucri pe submarin. Și mă gândeam la Iona, zic: mă, Iona, dacă tu ai avut claustrofobie, ai ce, te-a dus Domnul exact unde trebuia. Întuneric, strâmtorare, mirosuri și toate cele. Frumusețea-i, dragii mei, că a avut Domnul milă de el și l-a ascultat și Iona a avut atâta credință, au mai avut atâta credință în el încât s-a putut ruga Domnului. Și atunci Domnul l-a ascultat. Ce credeți? În 2021 putem să resetăm viața noastră de rugăciune? Amin. Și asta nu începe de ce facem noi aici duminica. Că aici ne rugăm. Unii lung, unii mai scurt, unii nu se roagă. Dar ce facem acasă? Hai să resetăm viața noastră de rugăciune de acasă. De să se vadă și la noi, copilul meu să vine și să zică: uite, aici tata a stat pe carpet sau pe parchet, să văd urmele de la genunchii lui. Acum nu se văd. Deci vreau să se vadă. Vrei și tu să vadă la tine? Haideți să ne ridicăm și aș vrea rugăciuni scurte bazat pe lucrurile pe care le-am auzit în seara aceasta, despre rugăciune, despre faptul că Dumnezeu, încă este un Dumnezeu al minunilor, în rugăciuni concrete, scurte, să mergem înaintea lui Dumnezeu. Ajută-mă, Doamne. Amin. Amin. Mulțumim, Doamne. Amin. Mulțumim, Doamne. Amin. 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 Mulțumim, Doamne.
Amin. 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 Ajută-ne, Doamne. Amin, Doamne. Amin, Doamne. Amin. Da, Doamne, ești bun, Doamne. Mulțumim, Doamne. Amin, Doamne Iisus. Amin. Amin. Slavă ție, slăvit să fii, Doamne. Mulțumim, Doamne. Amin. 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 Doamne, să te rog frumos să înlături din viața mea orice scuză când e vorba de rugăciune. Amin. Orice scuză când e vorba de adunare împreună, Doamne Iisuse, ca să ne rugăm Ție, Tatălui nostru care ne-a creat, Doamne. Îți mulțumim frumos pentru toate, te binecuvântăm pe Tine și te preamărim, te slăvim și îți înălțăm numele Tău mare, Sfânt și bun. Amin. Amin. Slavă Ție. Da, amin. 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 Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu ne dăruiești timp și confort, un loc minunat în care să ne rugăm și iartă-ne ori de câte ori nu l-am apreciat. Dacă e nevoie, Doamne Iisuse, ca să ne aduci în acel loc în care papra va fi în jurul gâtului nostru și să fim la poala munților, Doamne Iisuse, ajută-ne și acolo să ne rugăm Ție, cu nădejdea că vom vedea templul Tău. Va ajunge rugăciunea noastră la templul Tău care este acolo sus. Și îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru această zi care trece în veșnicii, mulțumim pentru învățăturile Tale din ea, din această zi, din cuvântul Tău. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru iertarea care Tu ne-ai oferit-o, pentru încă o zi. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru prezența Ta binecuvântată care a fost în mijlocul nostru. Îți mulțumesc pentru rugăciunile care au ajuns la tronul Tău de slavă și așteptăm răspunsul. Ajută-ne, mărește-ne credința că în această săptămână, în orice situație, că este bună, că este mai puțin bună, să apelăm la Tine, la Dumnezeu. Te rugăm, care Doamne, aude totul. Ajută-ne. Și împreună cu biserica, frați și surori, cu o inimă smerită, dar plină de bucurie, dorim ca Împăratului Veșnicilor, a Nemuritorului, a Nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Tu să nu mă lași, Tu să nu mă lași, eu în Tine mă încred, deci să nu mă lași, Tu să nu mă lași, Iisus, Tu să nu mă lași, eu în Tine mă încred, deci să nu. David a spus, ne-a învățat și pe noi și ajută-ne, Doamne, să fie și acesta o săptămână care să fie a noastră. Anume, lucrurile acestea. Te voi înălța, Dumnezeule, Împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. Amin. În fiecare zi Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Biserica Domnului este liberă.